povești care au fost puse în această seară, le-am citit, le-am auzit, le-am văzut în filme, în cărți și de fiecare dată când le aud sunt extrem de impresionată și de amărâtă că nu știm, nu știu toți cetățenii, toți concetățenii noștri aceste povești, pentru că ele nu sunt în cărțile de istorie. Dacă legea 217 s-ar aplica, pentru că este în vigoare și o lege în vigoare ar trebui să se aplice. Noi toți de aici, când ieșim din librărie, pe trotuar acolo pe colț, ar trebui să ne aștepte niște jandarmi, niște mascați, să ne ia în ducă, să ne ducă la pușcărie. Pentru că, poate nu știți, dar așa prevede legea 217, care acum este în vigoare. Ca cei care fac ce facem noi aici. Deci ce facem noi aici? Înseamnă, potrivit legii, stați să-mi amintesc exact, promovăm propaganda. Nu propaganda, era legea veche, s-a modificat și promovăm ca la produse cosmetice și ca la poșete. Promovăm o marcă. Deci noi, pentru că promovăm niște eroi, niște martiri ai neamului nostru, ar trebui să fim arestați. Eu să știți că sunt supărată că legea nu se aplică. Eu vreau ca legea să se aplice în România. Deci 217 ar trebui să se aplice. Nu așa când vrea domnul de la Elie Wiesel să vadă ișcolo, să extragă cu peseta niște intelectuali și niște martiri ai acestui popor care nu-i plac și care sunt mai puțin cunoscuți pentru că nu-i predăm la școală. Și dacă nu învață copiii la școală, atunci numai noi între noi așa mai aflăm de ele. Așa ajunge ca un vintilă Horia, Consiliul Local de la Segacea, când primește o hârtie pe care are antetul Guvernului României și cineva spune, retrageți titlul de cetățean de onoare al orașului Segacea, vieți oamenii de la Segacea, cred că s-au speriat, au zis Guvernul României, Doamne iartă-ne, gata să retragem. Deci ne extrag așa cu penseta pe toți intelectualii, toată fibra acestui neam. Probabil că după 45 încolo o să rămână doar ei. Cei de înainte de 45 nu mai au voie. Și eu mă întreb ce facem noi. Ce facem noi dacă noi îi lăsăm pe alții să spună că deciziile Tribunalului Poporului din 45, din 46, din 47 sunt corecte, dacă ne raportăm acum la ele. Dacă toți eroii noștri sunt criminali de război, sunt criminali, care mai erau acuzațiile? Dușmanii poporului, fașiști, legionari și așa mai departe. De noi depinde ce vrem. Dacă noi vrem să nu se predea istorie în școală, atunci așa să fie. Dacă noi vrem ca martirii noștri să fie extrași cu penseta de cineva și să dispară busturile lor, numele de stradă, să dispară din cărți. Auzeam eu la televizor, la Realitatea, pe un domn care spunea sunt pasibili de rigorile acestei legi cei care, adică noi, cei care au repere morale pe acești domni. Da, reperele mele morale sunt ei. Și o spun cu voce tare. Potrivit acestei legi, dacă ai reper moral pe oricine de aici, oricine din această încăpere pe care îi vedeți dumneavoastră, pe Vintilă Horia, pe Ogoranu, pe Gafencu, ești pasibil de închisoare. Și poate că și noi suntem vinovați că nu protestăm, că nu vrem să schimbăm legea, că nu facem ceva ca deciziile Tribunalului Poporului să fie anulate. Dacă acceptăm toate aceste lucruri, cineva vrea să ne taie rădăcinile. Eu nu vreau să ne taie nimeni rădăcinile. Și poate că trebuie să facem ceva, poate că trebuie să facem o petiție, poate că trebuie să cerem modificarea legii, retragerea legii, abrogarea legii, dar doar să acceptăm și acum încă ne mai lasă să ne întâlnim. Dar poate că mâine nu ne vor mai lăsa. Și am o întrebare. Să facem un exercițiu ipotetic. Ce s-ar întâmpla dacă de mâine ar veni cineva și ne-ar spune telefoanele mobile, granițele se închid, televizor nu aveți decât două ore de, la TVR, nu mai aveți voie să învățați despre la istorie, dictatură. Noi toți cei de aici ce vom face? Vom accepta, ne vom duce acasă și vom zice ok, apă caldă o oră, fără libertate, toate elitele să fie la pușcării, noi suntem de acord sau nu suntem de acord? Toți cei de pe pereți au zis nu suntem de acord.
Acum sunt condamnate a doua oară. De ce? Că au vrut o Românie liberă. Au vrut o Românie democratică. Și-au plătit pentru lucrul acesta. Și mă gândesc că trebuie să facem ceva. Eu voi vorbi, mă încheie aici, pentru că sunt foarte multe povești, oameni care trebuie să povestească. Spunea doamna Apostol Longin că o doamnă de la un partid politic nu vedea nimic sau nu vedea ce trebuia în firmele domniei sale. Păi noi nu vedem. Noi îl avem pe domnul Joza. Avem mulți deținuți politici care încă trăiesc, sunt printre noi, care au trăit în ultimii 26 de ani și noi nu i-am văzut. Fiecare are o poveste. Fiecare deținut politic are o poveste.